Vă salut. Nu m-aș fi gândit să ajung la asemenea formă de cerere de ajutor pentru o problemă care ține de Facebook, de o pagină de Facebook. Am primit, după cum se vede, din 24 iunie, am primit această reclamație de pe Facebook, care susține că eu am încălcat niște reguli. Aveam o pagină, practic, am avut o pagină de filme. Nu postam filme în adevăratul sens al cuvântului, ca să zic așa. Doar linkuri, mai posteam câte ceva de pe YouTube și cam asta era. Reclamația care am primit-o a fost ca un fulger. Mi-au închis pagina. Pur și simplu. Nu trecea zi în care să nu primesc aprecieri, chiar comentarii la ce postam pe acea pagină. Acum ei reclamă faptul că aș fi încălcat niște reguli care eu nu le recunosc. N-am postat practic nimic care să contravină unor reguli. Cunosc foarte bine, chiar, zic eu, regulile de postare, de materiale, interdicțiile respective. Nu știu ce să spun mai mult. Dar cred că probabil persoane răuvoitoare, ca să nu le zic altfel, e posibil să fi raportat anumite postări care nu le conveneau. Nu le plăceau. Poate chiar și de pe mai multe conturi. Deși nu am încălcat practic nicio regulă în sine, până la urmă. Și le-am spus asta. Chiar le-am chiar am căutat să le explic. Le-am trimis mai multe, ca să zic așa, contestații sau nu știu cum să le spun, pe e-mail. Chiar numai cu ceva timp am trimis-o pe ultima, ca să zic așa. Și încă aștept. Nu știu, sunt chiar tulburat puțin, fiindcă nu mă gândeam să pățesc așa ceva cu o pagină de Facebook care am creat-o în urmă cu, cred că cu cel puțin 3 ani. Era o pagină de filme. Filme online. Dar nu am postat niciun link către un site cu reclame, către un site nociv sau ceva de genul. Nu știu cum să explic asta. Mi-au blocat pagina și pur și simplu nu mai e deloc vizibilă pe Facebook.
Și era chiar destul de reușită, ca să zic așa. În fiecare zi primeam apreciere. Nu știu ce să mai spun. Nu știu dacă mai poate fi recuperată. Am trimis contestații, cred că vreo 4-5 contestații în care am explicat, am căutat să explic că a fost o greșeală, că nu am încălcat nicio regulă. Practic, asta mă deranjează cel mai mult. Nu, chiar nu am încălcat nicio regulă. Dar nu știu de ce am ajuns în situația asta. Doar din cauza unor reclamații nefondate? Doar să fie doar din cauza unor persoane care efectiv nu le-a plăcut ce am postat eu acolo și mi-au dat raportare? Nu știu. Nu știu. De asta încerc totuși să apelez la cineva care e vreo șansă să mă ajute în sensul ăsta, fiindcă chiar îmi pare rău. Am pus mult suflet în așa ceva, în pagina aia. Am muncit la ea. Am muncit foarte mult, chiar. Aia. Și nu am câștigat. Nu pentru bani am făcut-o. Doar ca să distribui ceva, să-mi împărtășesc niște, cum să spun, una din pasiunile mele pentru filme. Că, în fapt, despre asta era vorba. Niște filme. Dacă cineva e în situația mea, eu am să las în descriere ceva de genul ăsta. Nu știu cât de mult am să reușesc, dar dacă e cineva asemănător cu situația mea și cineva mă poate ajuta, nu știu, îi dau un like la o pagină, mă revanșez într-un fel sau altul. Nu am făcut niciodată chestia asta. E pentru prima dată când o fac, pentru că pagina asta era foarte importantă pentru mine. Nu știu dacă e pierdută definitiv, dar ar fi păcat să nu o recuperez. Și dacă cineva mă poate ajuta, chiar îi voi fi recunoscător în măsura în care voi putea să fac acest lucru. Vă mulțumesc pentru cine m-a ascultat.